Zara Bălți a cucerit în premieră Cupa Moldovei la fotbal. Postul nostru de televiziune v-a adus pe micile ecrane meciul din finala competiției, unde s-au duelat formațiile Milsami, Orhei și Zara Bălți. Înaintea partidei, Federația Moldovenească de Fotbal a asigurat un spectacol fastuos, unde au fost prezenți tradiționalii parașutiști, dar și un program artistic. Orheienii au început într-o notă de dominare a partidei și au avut primele ocazii de a marca. În minutul 30, bolțenii puteau înscrie prin Grosu, care a primit pasa lui Țigârlaș, dar lovitura de cap a fost oprită de intervenția spectaculoasă a lui Gheorghe Bantăș. Replica vulturilor roșii nu s-a lăsat mult de așteptat. Peste doar două minute, Eugen Sidorenco a șutat la poarta bălțenilor, dar Pașcenco a fost pe post și a respins. Seria ocaziilor nefinalizate la ambele porți a continuat și repriza secundă. Tabela a rămas neschimbată până la sfârșitul timpului regulamentar, iar meciul a fost trimis în reprizele adiționale. La debutul prelungirilor, Surdu a ajuns în careu și a pasat lui Sidorenco, care putea decide soarta partidei, dar balonul trimis spre poartă a lovit bara. În minutul 99, fostul jucător al formației Milsami, Gheorghe Boghiu, a marcat din fața careului mic. Centrează Boghiu, gol! Gol! Gheorghe Boghiu! Reușește să deschidă scorul pentru Zărea! Antrenorul echipei Milsami Orhei, Adrian Sosnovski, a menționat că echipa sa a dat totul pentru victorie, dar nu a fructificat câteva momente clare. Am știut că o să fie meci foarte greu. Am jucat cu o echipă bună, cu jucători. Am spus-o de valoare pentru fotbalul moldovenesc. Dar, după părerea mea, totuși, șansa, să spunem, ne-a aparținut nouă mai mult, am avut ocazii, două, trei ocazii clare, care nu le-am marcat. Și am primit-o la, să spunem, unica ocazie a lor clară, o fază clară care au avut-o. La jucători n-am nicio pretenție, toți s-au dăruit așa cum, într-adevăr, la maxim, a fost bravă, dar n-a ieșit. Emoțiile cuceririi trofeului nu l-a părăsit nici după încheierea partidei pe tehnicianul formației Zarea Bălți, Igor Rahaev. Ну, эмоции передать невозможно, потому что это такой, скажем так, переживания такие были, что я не знаю, как их передать, но я просто хочу поблагодарить за поддержку, которая сегодня была, присутствовали столько людей, которые за нас болели, болельщиков, это очень приятно, было ощущение, что мы дома играем, ну, я думаю, что это заслуга, прежде всего, футболистов, которые сегодня показали хороший футбол, я думаю, что сегодня... Может, на меня кто-то обидится, но я думаю, что мы заслуженно победили. Zarea Bălți a cucerit pentru prima dată în istoria clubului Cupa Moldovei. Trofeul a fost ridicat de capitanul formației din nordul țării, Alexandru Onică. Ridică! Așa e! Zarea, noua deținătoare a trofeului! Grație acestei victorii, Zarea Bălți va evolua în preliminarele Europa League.